Dacă ați văzut clipul de vineri, cu siguranță știți că am fost să arunc așa un ochi în magazinul Primark, însă acesta este genul acela de magazin în care nu te duci doar să te uiți, întotdeauna se întâmplă să se lipească diverse chestii de mâini, așadar am plecat cu o sacoșă destul de mare, asta și pentru că am avut produse mai voluminoase. Bine ați revenit așadar la un nou videoclip, cum vă spuneam vineri, astăzi vă prezint tot ce am cumpărat de la Primark. Nu am fost foarte, foarte încântată pentru că eu am fost acolo în căutarea unor ținute de vară, în special în căutarea unor rochii, așa mai fluflu. Am eu una foarte, foarte drăguță cu lămâi, v-am mai povestit, nu o să mai insist acum, dar din păcate nu am găsit cine știe ce. Mă gândeam că dacă tot am fost și am văzut oferta din România, atunci când vom pleca în Spania, pentru că acolo vom merge, mă gândeam să intru și la Primark acolo să vedem dacă într-adevăr asta este toată colecția sau la noi au ajuns așa mai puține lucruri, cum se întâmplă din păcate de foarte multe ori în genul acesta de magazine care sunt prezente în mai multe orașe importante din lume, cred că aș putea să zic, sau Primark cred că e doar în Europa, nu știu exact, corectați-mă voi în comentarii. Acestea fiind zise, nu o să mai insist foarte, foarte mult cu introducerea și o să dăm efectiv drumul la treabă. O să încerc să vă zic prețurile, dacă le găsesc afișate pe produs în sine, dacă nu, le găsiți voi afișate pe ecran. M-am înarmat aici cu telecomanda asta de la aerul condiționat. Eu încă nu vreau să-i dau drumul pentru că nu vreau să poluez fonic acest videoclip, dar dacă la un moment dat nu o să mai pot, o să-mi cer scuze în avans, o să dăm drumul la minunea de acolo de pe perete. Bun! Am luat niște produse pentru pat. De foarte mult timp aveam eu în cap să-mi iau niște lenjerii și sincer voiam să mi le iau de la Zara, pentru că am experiență cu lenjeriile lor și sunt foarte, foarte bune, rezistă în timp destul de mult, însă sunt un pic mai tiperate. Eu am mai tot băgat fise, să zic așa, cu Shein, nu am fost mulțumită de ceea ce am primit, dar am zis să încerc și varianta aceasta de la Primark. Am aici o husă de pilotă, să zicem, și cred că două fețe de pernă. N-am găsit exact dimensiunea care îmi trebuia. Mie mi-ar fi trebuit la pilotă 200x220. Am găsit doar varianta asta cea mai apropiată de nevoile mele, 230x220. O să vedem cum se comportă, dacă nu o să-l duc la croitor. Și am plătit pe acest set 110 lei. O să vă uitați voi la clipul pe care l-am postat vineri să vedeți că aveau foarte multe modele drăguțe, însă s-a potrivit acesta. Mai era un model care îmi plăcea foarte, foarte mult, doar că era cu roz. Și ținând cont că împart patul cu un bărbat, parcă nu se potrivea așa 100%, dar am încercat varianta asta și dacă îmi place cum se potrivește pe pat și dacă sunt mulțumită de calitatea produsului, cu siguranță o să mă mai întorc pentru că prețul este unul destul de bun, zic eu. Cam așa arată de aproape modelul, se simte foarte, foarte plăcut la atingere. Acum rămâne să vedem care va fi situația și da, uite, mă uitam aici pe spate, într-adevăr, așa cum am bănuit, asta vom găsi în pachet, o husă pentru pilotă și două pentru pernă. Pentru pernă, cred că sunt dimensiunile acelea pentru pernele dreptunghiulare de 50x70 în mare parte. Scrie aici în inch 74x48, deja 50x70, cum am zis, este o dimensiune bună. Apoi, mă mai uitam eu la aceste, să le numim, nu sunt protecții de saltea, sunt efectiv cearceafuri, că nu vine alt cuvânt mai inteligent la ora aceasta, și mă gândeam eu atunci când am văzut produsele dacă sunt cu elastic. Și da, să știți că sunt cu elastic, am găsit varianta asta potrivită de data aceasta pentru salteaua mea de 180x2, Super King se numește, și avem 50% bumbac. Atenție, nici la lenjerie, nici la acest cearceaf nu avem 100% bumbac, ci 50%, asta așa ca să știți, acesta a fost 60 de lei. Și cum vă spuneam, este cu elastic pentru că văzusem eu, uite, aici, văzusem pe undeva, deci nu am luat la ghici, m-am interesat înainte să pun mâna pe el și dacă am văzut așa, am mai luat pe o culoare. Este aceasta de aici, anul ăsta a fost 85 de lei. Dar de ce? Deci, varianta pe alb este 60 de lei și varianta aceasta care are aceeași dimensiune, ideea este tot... m-am prins. Da, este mai scump pentru că acesta este din 100% bumbac. În timp ce acesta are doar 50%, vedeți? Asta este denumirea, cotton rich sau
100% coton. Deci asta face diferența, nu mi-am dat seama în magazin, dar o să știu de acum ce trebuie să caut. Așadar, acesta a fost 85 de lei, la fel cu elastic și diferă un pic și culoarea. Este un, o culoare a untului, așa, un alb murdar, dacă vreți. Bate lumina din față și nu știu dacă vă puteți voi da seama exact, dar cam asta este diferența între cele două nuanțe. Cam asta am luat pentru pat. Apoi, acum ceva timp, îmi luasem eu de... Nu mai pot. Pare rău. Simt că încep să curgă apele așa pe spatele meu. Sper să nu deranjeze. Dacă deranjează, îmi cer scuze, dar nu mai pot. Cum vă spuneam, luasem de pe Shein acum ceva timp niște cutii din acestea, suporturi de pantofi, care teoretic le poți pune așa unele peste altele, doar că erau incredibil de greu de montat. Și ele așa sunt ok, pentru că le-am predat socrului meu, care are foarte multă răbdare și căruia îi place să monteze lucruri. Nu pot să mă laud cu aceste calități. Le-a făcut, stau bine perechile de încălțăminte în acele suporturi, dar sunt așa, nu știu, moi, nu sunt foarte, foarte sturdy, cum ar spune englezul. Și mi-am încercat norocul cu acest set de la de la Primark, 60 de lei și cred că avem 4 bucăți. Și trebuie neapărat să-l desfac ca să vedem care este situația și ca să știți și voi, e cam the same shit, ca să fiu... foarte sinceră, ca să știți și voi dacă vreți să le cumpărați sau nu. Da, astea totuși parcă par un pic mai... că ar sta mai bine, dar tot trebuie să facem treaba aia de a monta tot suportul. Știți ce este greu? Să pui plasticul acesta în acest capac. Sau poate nu pare... hai că parcă nu pare atât de greu. Nu știu dacă are... Nu. Efectiv, nu am răbdare să fac chestia asta, dar o să le predau mai departe, o să le rog pe socrul meu să le monteze și o să o fac la un moment dat într-un weekly, probabil. O să o fac o comparație și o să vă arăt cum arată cele de la Shein în comparație cu acestea. Sunt transparente, au acest capac și bănuiesc că se ridică efectiv capacul. Bun. Da, nu sunt 100% mulțumită, dar oricum sunt mai ok decât cele pe care le-am luat de pe Shein. A, și cred că de fapt, da măi, unul era spatele și unul, un capac din acesta este fața, care probabil se desface, uite, așa. Bun, am rezolvat și acest mister. Mai departe, hai să vedem ce mai avem aici interesant în această pungă. Trecem la capitolul haine, unde v-am zis că n-am excelat, nu am găsit cine știe ce și nici n-am mai avut timp să probez toate nebuniile. Am găsit bluzița aceasta, care mi s-a părut foarte, foarte drăguță, e foarte colorată, a fost 70 de lei. V-am zis eu și în clipul de vineri că parcă unele prețuri mi se par un pic cam mari. Cred că asta am putea să o găsim la același preț la Shein și la Shein, doamne, la H&M și poate ar fi fost materialul mai ok. Pentru că dacă observați voi, este destul de subțirel așa. Mă rog, e bun pentru vară, dar... nu poți să zici că este de o calitate extraordinară. Mi-am luat 38, cred că mi-ar fi fost mai bun un 36, dar nu aveau, pentru că am impresia că acest 38 îmi va fi un pic mare în talie. O să vedem, poate mă ocup cu probarea hainelor în următorul weekly, vedem cum îmi permite timpul, pentru că sunt așa puțin agitată înainte de plecare, dar o să încerc să fac tot posibilul să se întâmple și acest lucru. Avem elastic aici la mâini, printul este foarte, foarte drăguț și m-am gândit eu ca această bluză să fie asortată cu perechea aceea de pantalon pe care am filmat-o în magazin și pe care până la urmă am cumpărat-o, chiar dacă este puțin transparent materialul. Adică cred că se vede puțin prin el, dar nu-i nimic, pentru că oricum e vară, poate îl port perechea de pantalon peste costumul de baie, cam așa, nu știu dacă observați, se vede puțin din piele. Însă mi-a plăcut foarte mult materialul pentru că este foarte, foarte vaporos. Pentru ei mi-am luat mărimea S. Și e posibil să fi fost nevoie de un XS, dar nu știu dacă exista. Prețul pentru acești pantaloni a fost de 60 de lei și m-am gândit eu că s-ar vedea foarte, foarte drăguț în această combinație. Da, o pată de culoare nu strică niciodată. Acum rămâne de văzut, sigur, sigur, dacă nu le probez în weekly, o să mă vedeți purtându-le în următoarea vacanță, hai să o numim așa. Atunci când m-am apropiat de casele de marcat, am văzut această cămașă pe care am găsit-o în mărimea XS.
care a fost, nu mai am preț la ea, din păcate, 70 de lei, mi-aduc aminte, pentru că doamna a bătut codul de pe eticheta din interior și chemase managera pentru că avea impresia că era o cămașă de la copii și nu înțelegea de ce este 70 de lei, că îi se părea prea mult. Ei bine, nu este de la copii, este de la raionul de femei și arată cam așa și la fel, mi se pare o combinație foarte drăguță cu acești pantaloni. O să vedem ce surprize am în momentul în care le probez, dar mi-a plăcut foarte mult materialul la aceasta. Uite, nu știu sigur dacă este material natural sau nu. Așa pare la atingere, în comparație cu bluza de mai devreme. Ia să văd, găsesc eu vreo informație că este fabricată în India. Da, avem 37% bumbac, 51% viscoză și 12% in. Hai că nu mă lasă simțul tactil, am simțit eu ceva natural pe acolo. Îmi place foarte, foarte mult, asta chiar clar o recomand. Mai am ceva la haine? Pentru mine nu, însă am găsit pentru Luca. Și dacă aș mai fi avut timp să mai stau, cu siguranță aș mai fi găsit lucruri drăguțe. Am luat acest set. Veneau două perechi de pantaloni, una așa un crem și una un khaki. Am dat pe aceste 54 de lei. Uite, la haine încă mi se pare prețul că ar fi unul exact cum ar trebui să fie în Primark, adică decent. Și pantalonii par super, super ok. Sunt așa cu șnur în talie. Eu am luat pentru Luca mărimea 10-11 ani, 146 de centimetri. Cred că aș fi putut să iau un 8-9 ani, 134 de centimetri. Cred că așa vin mărimile la Primark. Dar nu aveau. Și m-am gândit că dacă au șnur aici în talie, ne va fi mai ușor să strângem acești pantaloni și am găsit și un tricou foarte, foarte drăguț. Pe acesta nu mă așteptam să-l găsesc, sincer, la Primark, care arată cam așa și uite la el, cred că am luat mărimea potrivită, vă zic imediat dimensiunile. Așa arată, că mi s-a părut că se potrivește foarte bine cu acești pantaloni khaki și cred eu că va fi ținuta lui Luca pentru banchet. Pentru că la noi la școală nu s-a organizat un banchet așa cum s-a obișnuit pe la alte școli și care pentru mine este un pic deplasat, adică niște copii, ca să nu le zic mucioși, de clasa a patra să se îmbrace în tot felul de rochi și să se coafeze și să se macheze, nu e stilul meu și mă bucur că școala nu a abordat o astfel de petrecere și nu a acceptat o astfel de petrecere, ci pur și simplu copiii vor pleca într-o excursie la domeniul Acacia sau se pronunță Acacia, nu știu foarte, foarte sigur, însă îi vor duce acolo, se vor distra și ne-au spus din start că va fi nevoie de o ținută lejeră. Și mi s-a părut foarte, foarte drăguț acest tricou și potrivit pentru ocazie, de ce nu? Are guler, deci este tip polo, are nasurele, doamne, are fermoarul acesta metalic aici. Acum eu sper să reziste la spălat și să nu se strice, să nu se deterioreze argintiul fermoarului, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îmi place și imprimeul, îmi place și materialul, 40 de lei și uite, da, asta ar fi fost mărimea lui Luca, 8-9 ani, 134 de centimetri. Na, asta este, o să vedem, sper să-i vină totuși pantalonii, pentru că îmi place, așa cum spuneam și mai devreme, foarte, foarte mult această combinație. Ce mai am pe aici? Da, mi-am luat o pereche de încălțăminte, dar am luat-o pe fugă. Eu am luat mărimea pe care o port de obicei și anume 38, eu sper din suflet să-mi fie bun. Au costat 70 de lei, un preț decent pentru încălțăminte și mi-a plăcut foarte mult modelul. Nu știu dacă observați voi, dar are ceva fir metalizat, uite dacă observați pe aici. Au ceva fir metalizat acești tenis și îmi plac mult de tot. Hai să probez măcar unul, să știți dacă mărimea voastră este și mărimea de la Primark. Eu mi-am mai luat în trecut, cred că s-a fost ceva papuci și îmi veneau bine, de aceea am luat fix mărimea mea, dar vă zic imediat. Da, să văd eu cum îi desfac de aici. Știți că se poartă foarte mult talpa aceasta de, nu-i de plută, de, cum se numește, doamne, materialul ăsta? Nici rafie. Nu știu, îmi scapă cum se numește materialul, dar arată foarte, foarte bine. Iută, parcă. Îmi plac mult de tot. Acum sper să fie și super confortabil și să nu transpire piciorul în ei. Yes. Doamne ajută, te rog, că eu să mă duc să fac, ah, perfect. Să mă duc să fac schimb la Primark. Nu. Da. Cam așa pot să vă arăt, mai mult de atât nu știu, dar mărimea este perfectă, deci sunt true size, puteți să vi-i luați cu încredere și îmi plac foarte, foarte mult. Și de asemenea, mi s-au părut mie că vor da bine în combinație cu pantalonii aceia albi și cu această cămașă cu roșu. Ei, ziceți voi dacă nu e o combinație drăguță, da, îmi plac foarte, foarte mult. Abia aștept sincer să-i port pentru că îmi vin perfect și arată și foarte bine și sunt mega, mega potriviți pentru vara aceasta.
Și ajungem acum la produsele așa mai micuțe, mai mărunte, pentru că vă spusesem eu că îmi propun să iau produse de make-up pentru a face un machiaj complet. Dar până atunci, să știți că am luat acest set, care eu sper din suflet să fie brățări pentru picior. Nu scria pe nicăieri. Dar când am văzut eu așa dimensiunea, m-am gândit că asta ar fi. Uitați-vă voi cât sunt de drăguțe. Sunt absolut superbe. Setul a fost 22 de lei, un preț bun la aceste brățări. Hai să desfacem un pic pachetul să ne dăm seama dacă sunt brățări de picior sau nu. Aveau și coliere în genul acesta, dar pe ambalajul respectiv scria clar choker. Aici nu scria nimic decât 8-pack. Deci avem 8 bucăți în acest set. La 22 de lei eu zic că merită. Și mai ales că sunt așa colorate, îmi plac, da, sunt de mână. Damn it! Ia să văd, îmi încap pe picior. Nu! Să știți că mi-mi vin la gleznă relativ bine, mai rămâne așa o bucățică mică de elastic și nu sunt pietricele sau perluțe pe acea bucățică, dar mie pentru mâini mi se par cam mari, bine știți, veșnica mea problemă. Știți, da? În fine, le puteți purta pe mâini dacă aveți încheietură mai mare decât a mea. La mine este ceva rău din punctul acesta de vedere. Sau, mă rog, depinde cum privim lucrurile. Întotdeauna am avut degete subțiri, încheieturi mici. Da, speram totuși ca aceste brățări să fie purtate pe picior, însă o să văd cum arată chiar. Uite, deci eu dacă întind un pic elasticul, vedeți, el se întinde. Dacă întind brățara, se întinde elasticul, dar rămâne așa o porțiune fără pietricele. Poate le pun către interior și nu va fi nicio problemă. Una peste alta, recomand cu încredere acest set. Hai să trecem la produsele pe care le-am luat pentru make-up. Doamne, abia aștept să le testez, jur, să vedem ce circ ne mai iese. Am luat în primul rând acest fond de ten. Știți că eu îl voiam pe acela Airbrush Foundation, care teoretic îl imită pe cel de la Charlotte Tilbury, dar n-am găsit nuanța și am recurs la acesta. 22 de lei, văd că este redus de la 34, care se numește Illuminating Foundation. Și dacă am văzut că este Illuminating, atunci l-am luat. Pentru că, mai ales în sezonul cald, dar în general pe toată perioada anului, îmi plac produsele care oferă un glow natural tenului. Nu mai îmi plac produsele mate absolut deloc. Pentru el mi-am luat nuanța beige 07. Sper să fie ok. O să descoperim noi vineri, când o să apară și clipul cu realizarea make-up-ului. Apoi, astea. Dacă nu mă înșel eu, Doamne, ce brand a scos picăturile astea? Uite, îmi scapă, sincer, acum. În fine, este un brand cunoscut care a scos aceste bronzing drops. Acum știți că îmi stă pe creier, nu? Dacă găsesc informația, vă las scrisă pe ecran. Dacă nu, îmi spuneți voi în comentarii, vă rog. Avem Instant Bronzing Drops. Aveau și o variantă mai închisă, doar că eu am preferat să iau așa pentru că nu vreau să se vadă maroul acela atât de intens pe tenul meu. Light Medium am luat eu. O să vedem, o să descoperim împreună. 20 de lei au fost aceste picături. Și dacă am observat eu corect, dacă am observat bine, se folosește produsul în felul următor, în varianta corectă. Se amestecă aceste picături cu un pic de cremă, apoi se aplică pe față și după aceea vii cu make-up-ul. O să mai fac research până vineri ca să văd exact cum se aplică corect, dar cam asta este ce am descoperit eu până în prezent. Am luat și un concealer, a fost 20 de lei și acesta, Illuminate Under Eye Concealer. Acum când mă uit la el în lumina naturală, mi se pare un pic cam închis. Am luat varianta Sand. Sper totuși să nu. Spune aici că este lightweight și buildable, adică are o formulă lejeră și în același timp construibilă, dacă ai nevoie aplici mai multe straturi, la asta se referă. Da, o să vedem. Ăsta, din punctul meu de vedere, limită pe cel de la Maybelline. Nu mai știu cum se numește, dar cu siguranță știți la ce mă refer. V-am zis, în principiu, produsele de la Primark imită produsele celebre. Ce am mai luat? Uite, hai să începem așa cu primul pas. Am luat acest Prep Plus Perfect Illuminating Primer. Totul este illuminating. Este un primer care, teoretic, ar trebui să ofere un luciu tenului. 25 de lei a fost acesta și văd că este cu extract de rodie și vitamina E. Foarte curioasă sunt, o cantitate generoasă, vedem și cum se comportă pe ten. Am luat o mascara care, dacă vă uitați așa la ea, cu siguranță vă duce cu gândul la mascara de la Too Faced, Better Than Sex, pe care am primit-o și eu recent de la cei de la Sephora, redusă și ea de la 20 de lei la 17 lei și se numește False Lash Queen, cred. Ia stați un pic. Da, False Lash Queen.
și teoretic ne promite un efect de gene false. Sunt super, super curioasă, rămâne de văzut, sper că am luat-o neagră. Nu cred că există altă variantă decât neagră. Am mai luat un blush în nuanța roze. Ce să vedeți, 20 de lei. În principiu văd că aceste... Nu pot să cred așa ceva. Why? De ce? Deci, de ce? Pentru că el era cumva sigilat așa și nu cred că s-a întâmplat ceva la transport. Jesus Christ! Măi, deci am un noroc fantastic. Știți că mi s-a mai întâmplat? Ai de capul meu. Deci nu. Da, mă rog, așa arată blush-ul. Sincer, nici roze nu mi se pare a fi. Mi se pare mai mult o piersică. Nu miroase a nimic. În fine, o să vedem. Are o textură așa cumva siliconată. Nici nu știu cum o să fac. Probabil o să spăl o pensulă sau aplic pe mână. Nici nu știu dacă să-l pun pe sau pe față. Sincer, cred că nu, pentru binele tenului meu, dar mă rog. Să știți că există și așa ceva la Primark, ce pot să zic mai mult de atât. Nu cred că am luat testerul, pentru că pe toate produsele care erau destinate să fie tester, exista o etichetă și scria mare cât capul meu, tester. Deci nu am luat tester. Acum probabil îi înțelegem pe cei de la DM când trag o tonă de scotch peste produse, pentru că se întâmplă chestia asta. În fine. Noroc că mai avem aici niște variante. Am luat cream blush luminous finish, 15 lei de la 25 și arată cam așa. Probabil și acestea le imită pe cele de la Charlotte Tilbury. Nuanță, avem ceva nuanță pe aici să vă zic. Cred că nu. Nu. Ba da, pink. Așa se numește și de asemenea am luat și cream contour, buildable coverage, medium to dark. Bravo mie! O să vedem. Dacă e buildable, poate avem noroc. Acesta este nuanța medium to dark și cam atât. O să vedem vineri cam care-i treaba cu ele. Apoi am luat și chestia asta. Mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. De la 15 lei redusă la 7 lei și este un cream eyeshadow. Cam așa arată ambalajul. Nu o să stau să-l mai desfac acum, pentru că, v-am zis, o să vă dau toate detaliile în clipul de vineri. Și ca să punem ceva și pe buze, am luat acest produs... gloss, cum se numește? Bubblegum Scented Lip Gloss. Deci este un gloss așa strălucitor, roze, care are miros sau aromă, o să vedem dacă se și poate gusta, de gumă de mestecat. Cam astea sunt așadar, v-am zis preț? Dați un pic să vă zic preț. La ăsta sigur, nu știu sigur, ba da, 10 lei a fost și acesta. Ok, și am terminat cu prețurile. La astea, nu știu sigur dacă v-am zis, 25, gata, acum chiar am terminat cu prețurile. Cam acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut la Primark. Sunt extrem de dezamăgită de chestia asta, de situația în sine și de faptul că, știți care e problema? Că sunt persoane care vin în București și se duc la Primark și poate nu verifică în momentul acela și se duc acasă în orașele lor și se trezesc cu așa ceva. Păi cum mai poți să faci retur? Da, e un pic tristă situația, n-ar trebui să se întâmple chestii de genul acesta, pentru că e clar că cineva și-a băgat degetele bine de tot în acest produs și exact din această cauză o să aleg să nu-l folosesc. Dacă o să mai am drum în zonă, o să mă duc cu bonul, pentru că îl am aici. Bineînțeles că acesta nu este un clip sponsorizat, am plătit toate produsele din bănuții mei și dacă mai am drum, o să mă duc să semnalez această problemă. Dar am multe altele de rezolvat înainte de asta, așa nume să ajung la Băneasa, în fine. Dacă îmi urmăriți weekly vlogurile, cu siguranță știți la ce mă refer. Eu o să închei aici, vă mulțumesc tare, tare mult pentru atenție, rămâne să ne vedem miercuri cu un weekly vlog. Am niște momente așa un pic emoționante, am dat eu de niște poze, dar o să vă las să descoperiți voi miercuri despre ce e vorba și vineri o să ne vedem cu acest clip în care testăm majoritatea produselor achiziționate din Primark. Vă urez o săptămână absolut minunată, pe data viitoare la 2:30. And remember, smile!